Sunt plătiți din bani publici ca să reprezinte interesele cetățenilor în Parlament și Senat. Vorbim evident despre senatori și deputați. Timp de 3 minute disecăm activitatea aleșilor cu puncte tari și puncte slabe. Să vedem ce fac ei pentru dumneavoastră cei care le-ați acordat încrederea cu o ștampilă pe buletinul de vot. Astăzi îl chemăm la raport pe Ioan Cupșa, ales în circunscripția electorală numărul 5 Bihor pe listele Partidului Național Liberal. Se află la al doilea mandat de deputat. Este membru al Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități. Activitatea sa de la început de mandat până în prezent arată în felul următor: 27 de luări de cuvânt, 27 de propuneri legislative, 5 întrebări și interpelări și 9 moțiuni. În actualul mandat a avut 1166 de voturi. Prezența sa la votul electronic este de 45%. Pentru munca presată în parlament este plătit lunar cu 10448 de lei. Chiar dacă în parlament nu este foarte activ, Ioan Cupșa este o voce importantă a opoziției. Organizează frecvent conferințe de pre în cadrul cărora prezintă sinteza ultimei săptămâni de lucru din Camera Deputaților, iese în spațiul public cu declarații, iar pe rețelele de socializare este foarte activ. Iată ce declara în urmă cu aproximativ o lună cu privire la un proiect legislativ propus de PNL privind măsurile alternative de executare a pedepselor. Un. Proiectul al Partidului Național Liberal, un proiect care era eminamente bun, s-a transformat într-o într glumă proastă, s-a transformat într-un mijloc prin care Partidul Social Democrat își protejează tovarășii. Îi protejează în egală măsură pe cei care, actualmente, sunt în executarea unei pedepse cu închisoarea, la fel cum pregătesc terenul, protejându-i pe cei care, în viitor, ciracilor, vor fi condamnați de către o instanță penală în, în România. Să vedem acum care sunt punctele tare ale deputatului PNL Bihor. Este o voce importantă a opoziției, are declarații politice în număr mare, este fidel partidului din care face parte și nu are probleme de integritate. Punctele sale slabe sunt următoarele. Are număr mic de proiecte legislative și are o prezență slabă la votul electronic. Pentru activitatea depusă în acest mandat din decembrie 2016 și până acum îi acordăm. Nota 8, deputatului PNL Bihor, Ioan Cupșa.